v-ați prezentat la ședința noastră de astăzi. Deschid lucrările ședinței de azi și dau cuvântul doamnei președinte pentru a prezenta ordinea de zi. Având în vedere la dispoziție primarului numărul 63/24/03/2017, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Pânzărești, care va avea loc joi 30/03/2017, ora 9:30, în sala de ședință a Consiliului Local al Comunei Pânzărești, cu următoare ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de furnizare de servicii sociale medicale, inițiator primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului procedurii de licitație, caietul de sarcini, documentație de atribuire, calendarul procedurii de licitație deschisă cu strigare, soluționarea contestațiilor, în vederea atribuirii contractelor de rentiere a pajiștelor permanente aflate în domeniul privat al Comunei Pădărești, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind actualizării strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Pădărești pentru perioada 2014-2020, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei privind achizițiile publice pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2017, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire a întreținerii a localității, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2016, inițiator primarul comunei. 8. Raportul primarul comunei Pădărești privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Pădărești în anul 2016. 9. Raport de activitate a viceprimarului Comunei Pădărești pentru anul 2016. 10. Raport de activitate a consilierilor locale pentru anul 2016 și diverse. Dar pe când ai de acord cu ordinea de zi, vă mulțumesc că trebuie să facem o mențiune, respectiv punctul 2 al ordinei de zi va fi amânat pentru ședința extraordinară de săptămâna care vine și apoi sunt produs un punct suplimentar, respectiv de hotărâre privind organizarea deci privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 20 din 26 martie 2015 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, proprietate privată a Comunei Pânzărești. Dacă sunteți de acord cu această modificare intervenită, vă mulțumesc. Totodată vă solicit aprobarea procesului de bani și atunci ședința din luna februarie. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Trecem la punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de furnizare a serviciilor social-medicale. Știți că în ultimii 4-6 ani, cum n-ar mai s-a creat, nu? 6 ani n-ar mai s-a creat, domnul punem contract, 3 ani, da, 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 da. Deci, în ultimii ani, Comuna a încheiat cu Centrul Dietetan Caritas și acest contract de acordare a serviciilor social-medicale pe raza Comunii. Aceștia își vor încheia vechiul contract la sfârșitul lunii martie, motiv pentru care au venit cu o nouă solicitare de încheiere a un nou contract, da, tot o perioadă de 2 ani, cum a fost și cel anterior, cu posibilitatea prelungirii pentru jumătate din perioadă prin act adițional. Adică încă un an. În total, un contract se derulează pe o perioadă de 3 ani cu Centrul Diocezan Caritatea. Suma a rămas aceeași cu cea care a fost stabilită și anul trecut. Respectiv, 1.000 de lei pe an. Dacă sunteți de acord, o primiți de hotărâre. Mulțumesc frumos! Cât a zis 1.000 de lei? 8.000 de ani. Și ăla e puțin. Cât ajută în comună, și ăla e puțin. E puțin, am încercat. Ah. Cât ajută deci, toată comună la bătrâni. Am fi dorit să mărim suma, dar trecușiți și o să vedeți că bugetul nostru este la fel
sau mai mic față de anul trecut. Până de la urmă, într-adevăr, știm activitatea lor și da. Ne prinde foarte bine pentru că deschid ușile bătrânilor și îi și ajută și cu medicamente și cu îngrijire. Dar atât avem, atât da. Restul de la Dumnezeu. Se poate, da, Dumnezeu, se poate. Dumnezeu la Dumnezeu în casă. Da. Să caute sponsor. Într-adevăr, ei mai primeau de la, din bugetul statului, pe legea 34, din finanțarea organizațiilor neguvernamentale. Anul acesta niște acolo nu mai primesc nimic. Nu, dar nu mai primesc deloc. Deci, organizațiile guvernamentale nu mai sunt finanțate de către stat. Fiecare se descurcă. Da. Vă mulțumim. Mulțumim. Da. Dacă sunt câte acum, trebuie mai mult. Trei. Proiect de hotărâre privind actualizarea strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Bățărești pentru perioada 2014-2020. După cum știți, s-a aprobat de către dumneavoastră anul anterior, încheierea contractului cu firma care a întocmit strategia, deci a actualizat strategia. Așa, la o parte din dumneavoastră din, deja da, am dat și ați citit, mai dăm și la alții, cu proiectele pe care le avem. Dar sunt cuprinse noi proiecte pe noile măsuri, pe noile linii de finanțare. Fără această strategie nu putem demara și accesa fonduri europene și, sigur, și alte fonduri. De aceea trebuie să aprobăm această strategie cu proiectele pe care le avem pentru a putea începe documentația și pentru a depune pe PNDL, AFIR, pentru a avea și noi acele proiecte prin fonduri europene. Care ar fi de a realiza un mare proiect. Cele care se propun și la anul acesta, planul de investiții. Da, o să avem proiecte de planul de investiții pentru anul 2017. Da, da. Deci dacă sunt deja... Și pe mare, care ar fi proiectele? Păi o să aflați la planul de investiții. Acolo sunt prinse în strategie. Întreba și eu. Toate proiectele din măsură, da. Pentru anul 2017, dar pentru 2014-2020 categoric avem înființarea sistem integrat apă și canal pentru întreaga comună, în funcție de ce sumă vom primi. Să vedem până unde vor veni extinderi. Drumurile comunale, drumurile sătești, asfaltarea lor, dar după ce vom pune apa, după aceea să venim să reparăm drumurile și să le asfaltăm. Sigur, o sală de sport, pentru că Comuna Părgăreș nu are o sală de sport unde să... Eu știu, și pentru elevi, și pentru cei adulți, unde pot închiria și pot face activități sportive. Reabilitarea căminului cultural după ce vom prelua. Nu s-a preluat. Nu, acum avea... se propune exact în partea Consiliului Local cine să facă parte din Comisia de Preluare. Da. Dar cred că nu faci un vieți Da. Printre celelalte proiecte, achiziționarea unui burdo excavator pentru reparațiile pe care le vom avea. La apă, eu știu, lucrări în comună, dar asta vom face prin grupul de acțiune locală Valea Trondușului, vor fi finanțați de către dânșii. Sigur, amenajarea terenurilor de sport, și la Nicolești, și la Părgărești, știți cum sunt terenurile de sport, și alte activități, chiar profesionale, pentru fermieri, pentru tineri, cursuri de perfecționare pe partea tinerilor și a celor care vor să acceseze fonduri pentru a deschide o fermă, o afacere și altele. Da, și am uitat, reabilitarea fraierilor, bagna și părăuvoi, la fel. Da. Sigur că vom avea planul de investiții pe anul 2017, vom lua lucrările prioritare. Pentru anul 2017 am prevăzut în planul de investiții, ne va expune doamna contabilă ce am prevăzut pentru anul acesta. După aceea vom continua. Dar trebuie să avem aprobat această strategie, pentru că la depunerea proiectelor ne solicită dacă avem strategia aprobată la nivel local. Deci sunteți de acord cu
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea panelii privind achizițiile publice pentru anul 2017, achizițiile publice directe. Se aprobă modificarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017, respectiv capitolul 2.14, servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare, circularea pe utrate, în comuna Pârgărești de Dulbacău, după cum urmează. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică va fi de 110.000 lei fără TVA. Se aprobă, aliniatul 2, se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017, după cum urmează. La capitolul 1 se introduc următoarele puncte. Punctul 35. Achiziționarea 3 schimbe medicale auto. Punctul 36. Achiziționarea 3 schimbătoare auto. Punctul 37. Achiziționarea 3 schimbături reflectorizante auto. Punctul 38. Achiziționarea 3 veste reflectorizante. Punctul 39. Achiziționarea 20 de coșuri de gunoi scandal. La capitolul 2 se introduc următoarele puncte. Punctul 20. Servicii de evaluare a bazinului de apă aflat în punctul țarnă și a rețelei de apă aferente din satul Pârgărești, precum și evaluarea faptului drumul Sătești, respectiv strada Tudor Vladimirescu, Matei Bacara, Alexandru Cercun și Mircea cel Bătrân, din sat Nicolești, comuna Pârgărești. Punctul 21. Servicii de întreținere și reparații IT. Punctul 22. Servicii de preluare și stocare a datelor privind date registru public, declarația M500. Punctul 23. Servicii de elaborare a studiilor de teren pentru obiectivul înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare, depunarea prioritate în comuna Pârgărești, județul Bacău. Punctul 24. Servicii de asistență pentru Sistemul Național de Raportare, CAP-ORESLU. Punctul 25. Servicii de reparații și întreținere rețea de iluminat public în comuna Pârgărești. Punctul 26. Servicii pentru identificarea terenurilor definite ca spații verzi și a celor degradate, posibil, achirea abilitate ca spații verzi și realizarea planurilor topo-cadastrale care să cuprindă toate spațiile verzi identificate. Punctul 27. Servicii pentru realizarea registrului local al spațiilor verzi și afișei teren spațiu verde, conform normelor tehnice de aplicare a legii 24/2007. Și a planului digital cu spații verzi identificate. Punctul 28. Servicii pentru inspecția tehnică a mijlocului școlar. Punctul 29. Servicii pentru verificarea tacografului la mijlocul școlar. Punctul 30. Servicii pentru măsurător topo și cadastru pentru terenul din punctul țată pe care se află amplasat bazinul de apă din sat Pârgărești în vederea achiziționării. La capitolul 3 se introduc următoarele puncte. Punctul 12. Reabilitare și modernizare sistemului de iluminat public în comuna Pârgărești. Punctul 13. Lucrări de montare sistem de alarmă antiefracție pentru biblioteca comunală. Punctul 14. Lucrări de montare sistem de detectare cum pentru biblioteca comunală. Și punctul 15. Lucrări de montare grilaje metalice la biblioteca comunală. Dacă suntem de acord, faceți modificări și completări. Cred că ați înțeles, toate le sunt necesare pentru bună funcționare a instituției și a comunității. Sunt solicitate prin măsuri ca urmare a controlelor efectuate la primărie. Punctul așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pentru anul 2017, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținere a localității. În fiecare an știți că este aprobat prin hotărârea Consiliului Local programul de măsuri de gospodărire a localității, respectiv modelul de proces verbal și sancțiunile ce se aplică în cazul respectării acestui program de măsuri. Dintre
Este declarată perioada 1 aprilie, 30 aprilie, luna Curăveniei, iar programul de măsuri cuprinde o serie de măsuri privind întreținerea și repararea străzilor și drumurilor, îmbunătățirea aspectului edilitarilor podărești și clădirilor, anexelor curților și căilor de acces, amenajarea curselor de apă, întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi și locurilor de agrement, colectarea și depozitarea deșeurilor și protecția sănătății publice. Dacă sunteți de acord cu acest program de măsuri, vă mulțumesc. Și aici, la fel, vă rog și pe vecini, pe cei care aveți pe strada dumneavoastră, să-i mobilizați. Noi am mai pus anunțuri și pe Facebook, pentru că acum Facebook-ul se transmite mai ușor pe așa. Anunțuri am pus de asemenea prin comună, să-i mobilizăm. Că dacă le facem curat, arată comunitatea frumoasă, bine pusă la punct. Și vă rog să-i determinați să facă treaba asta. Și dacă îi vedem că fac mizerie, noi să le atragem atenția, pentru că suntem consilieri. Și mă când lipsesc coșurile pe stradă, din câteva metri. Păi ați văzut, acolo le vom pune. Vom pune coșuri pe la coșuri de gunoi, la fiecare stație de autobuz, la fiecare biserică. Punem în funcție de sumele pe care le avem. Am dorit să punem și de autobuz. Ca să le mai arunci. Dar să se și păstreze poșa, da. Bine, trebuie să încercăm. Da, vedem. Tocmai. Noi trebuie să atragem atenția celor pe care îi vedem, că nu respectă. Ca să îi învățăm, să îi educăm. Vom pune și la... Și să spune să fie la disipul din fața porții, domnule, dacă tot am ajutat. Pe dejeu. Pe dejeu. Nu, deci, da. Disipul de alea care sunt aruncate iarna. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Deci, o rog pe doamna contabilă ca să privind acest proiect și următorul. Articolul 1. Se propune bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Păcărești de Sfatul pentru anul 2017 astfel. Venituri la secțiunea de funcționare 4.800.000 lei, cheltuieli 6.530.000 lei, din care cheltuieli secțiunea de funcționare 4.800.000 lei, cheltuieli secțiunea de dezvoltare 1.730.000 lei, conform anexelor. Se aprobă bugetul pentru activitățile autofinanțate pe anul 2017 în sumă de 331.000 lei, la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexei. Articolul 3. Se aprobă în anul 2017 cheltuieli din fondul de rulment pentru secțiunea de dezvoltare în sumă de 1.730, conform anexei. Acum suntem anexe. Veniturile, am spus, sunt în sumă de 4.800.000 lei, care se compun din impozit pe venit 6.000, cote și sume defalcate din impozitul pe venit 970.000, impozite și taxe de la populație 154.000, sume și cote defalcate din TVA 3.080.000 lei, taxă pe utilizarea bunurilor, autorizațiilor utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități 89.000, alte impozite și taxe 29.000, venituri din proprietate 72.000, taxe extrajudiciare 5.000, amenzi, penalități 47.000, diverse venituri 154.000, subvenții 168.000. Cheltuieli. Cheltuielile sunt în sumă de 6.530,
deci sunt mai mari cu 1730, ce reprezintă cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare, respectiv investiții pentru anul 2017, ce se suportă din excedentul anului 2016. Pe capitole, cheltuielile se reflectă astfel. Autorități publice, 1187.000 lei. Transferul cu caracter general. 100.000, poate. 1187.000 lei. Înseamnă un miliard? Un miliard? Un miliard, 100.000 lei. 11.000 lei, nu? 11.000 lei. Sănătate. 170.000. Cultură. 170.000 de lei, nu e 17.000. Cultură, 500.000. Asistență socială, 622.000. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 1.909.000. Protecția mediului, 200.000. Agricultură, 50.000. Transporturi, 153.000. Deci, 4.800 sunt cheltuieli din secțiunea de funcționare, iar 1.730 din secțiunea de dezvoltare, care la lista de investiții, o să vedeți unde se materializează acești 1.730. La activitățile autofinanțate, la cămine culturale 5.000, la serviciu de apă 326.000. Venituri legale cu cheltuieli, fiind activități autofinanțate, cât se contrastează, atât se pot și cheltuieli. Am spus să vă explic mai departe. Deci bugetul nostru este de 4.800, da, din care 4.050 de lei sunt venituri din cote și sume devalcate, TVA primite de la Direcția de Finanțe și Consiliul Județean. Deci contribuția noastră în tot bugetul este de 750. Nimic afară. 7 miliarde jumate față de 48 de miliarde. Deci, de la bat orice odată, uite, este un... Păi dacă vreți, deci de la Consiliul Județean sunt 140.000. Am adresat. Am adresat. Am adresat acolo, 23.000 pentru drumul, ceva, da. Da, 23.000. Aveți? Sau vă dau? Nu, dar până uitați așa, ce bani nu-ți dă și județul. Deci zic așa, total sume debalcate din impozitul pe venit și TVA pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură, 300. La 300 Deci sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pe reechilibrare 0403-04-140, după aia sume defalcate din TVA pe reechilibrarea bugetelor codul 11-0206, e 160, și pentru drumuri comunale 23. 23. Și cu 17 comuni. Nu, o 3 comuni. Bogoci, nu știu, Dacă sunt în
Dacă nu aveți alte întrebări, nu spunem... Pentru culte, cât s-a alocat? Pentru? Culte. Pentru biserică. 500 de milioane. Și cum s-a împărțit? 200. Cum? A rămas la fel de alte. 200 de milioane. La fel de alte. Pentru biserică. Pentru biserică. Pentru biserică. Pentru 500 de milioane. Pentru culte. 500 de milioane. Pentru în 500 și căminele. A, înseamnă că bună întrebare, bună întrebare. Avem cărinte deci, de la Varna care trebuie terminat. Și la săracele la doamne care e unul pensat la 98.000 de lei. Și biblioteca, totul ăsta în 500. La cum merge treaba asta? Atunci luați de la biserică, dacă vine cu propunerea. O să se fericită un pic tema, să fiți de ce. Femeile alea au mult mai ăsta, măicuțele alea, la nevoie de parare decât. Sincer, vorbim la mult. Da, suntem, să fim realiști. Au nevoie, într-adevăr, 8.000 de lei nu pasă cu mine. Acum nu că eu vreau să fiu inițiator, dar trebuie să facă inițiativă. De asta suntem în reședință care să facă de porțile, măi puțele, sunt sigur. Aici am aprobat dumneavoastră. 8.000 de lei nu are să-și plătească nici măcar întreținerea la casa acolo. Păi, dar și asistentul social, începând din luna martie, e cu jumătate de normă. Ei n-au cum să se financeze. Vă închipuiți, sunt trei surori care merg prin comunitate plus asistentul social. Trebuie o grămadă de documente de făcut, ceea ce le face asistentul social. Plus că le mai ia beneficiarii și îi mai duce ba la spital, ba la comisii. Au și mașină, au și cu ce să deplaseze. Deci, adică trebuie să zic și eu, nu vreau să majorați, vă gândiți. Nu mult, așa că să lucrăm de la asta. Și 2000 de lei, dar e un pic. Mai bine luăm de la drumul, că și bisericile au nevoie de cap. Peste tot, să știți. Nu, dar așa e. Unde are nevoie bisericile de bani ăștia? Da, dar nu are nevoie de bani ăștia. Dar ce spune la mea, nu am vrea să spuneți. Deci, de exemplu, la unde se poate o dau o de la dumneavoastră. Are nevoie de bani, are nevoie de bani, doar la toate bisericile. E normal, că da, nu poți să... Cui părgărești, că-i satul nou, că-i Nicorești? Nu, asta se pune și în puși de enoreație. Nu poți să compari cu robotică să nu spun. 900 sau cât sunt? 2000? Biserică Lucru. Nu? Păi, sumea. Unde este Biserică Lucru? Eu zic să meargă... Dar unde nu este? Nu am avut aprobat. Toți consilierii de trag pentru Biserică Lucru. Dar nu este normal. Nicoreștiu nu a făcut Biserică Lucru. Eu sincer nu sunt lucrat. Dacă nu există cum e Biserică Lucru. E normal, acum să nu-i se aprobe bani. S-a pus la fațadă la Nicorești. Unde? Păi e Nicorești. De ce să nu se dă la fel? Pentru că... De nu trebuie să nu se dea la Nicorești. De parte mi-a dat 5 miliarde dacă aveți. Dar care ar fi variantele? Hai de la biserici, nu? Dar altă variantă. Ați spus. E lumina public, drumuri, biserici. Public, exact. Public nu. Prețardă lumina ca să moarte. Ea nu se poate. Prețardă și lumină, drumurile vin ploile. Nu, de la drumuri și de la iluminare. Nu se poate la niciun lucru. Da, balastrul ăsta care s-a cărat. Cât e de puftează, banii s-a cheltuit, nu pentru cărat balastrul. Dacă se ia bani de acolo. Deci nu-i plătită... Păi, dar noi trebuie să punem și pe drumuri. Și aia de ce ai să plătim acolo, nu mai e depozit, ăla mai trebuie să ajungă și pe drumuri. Exact. Deci am plătit. Dați bani. Până, un contract numai de transport. Asta e numai cu depozitare. Depozitare, da. Păi, dar am avut termen și noi trebuia să scoatem pe acolo. 15 martie trebuia să scoatem. S-au terminat 2 mm cu de atât, da? Da, pentru că am mai și pus pe drumuri în unele locuri. Da. Să luăm de la fiecare biserică câte puțin și să dăm la... 1.000, 5.000, 1.000 de milioane, ori 5.000, 5.000 de milioane. Măcar până la 100 nu? De milioane, măcar. Măcar 150, așa este, da. Se putem completa. Să luăm câte 2.000 de lei. Câte 2.000 de lei ca să facem... Și nu cred că se supără nici părinții acum. Preoții. Preoții n-au pentru ce să se supere, că toți... Pentru că
că tot pentru comunitate. Pentru comunitate. Asta comune, pentru bătrâni. Pentru bătrâni, pentru bătrâni. Așa și când se face. Așa și când se face. Așa și când se face. Propun 100 de milioane. Da, cel la fiecare biserică, da. Da, foarte bine. Ce informația a fost aici? Dune stare ca să... Așa, cât? Câte 2000 de lei? Câte 2000 a propus domnul domnul? Cel la fiecare biserică. Da, eu sunt de acord. Și eu. Și eu. 2000? Stați așa, dar nu te faci 100. Te faci 90. 2000, cum ziceți? Nu, nu se facă 1000. Păi nu. 2000 de la 100, 180 de la 100. Dar nu sunt 5 biserică. 2 milioane, ziceți. 2 milioane. 2 milioane. 2000 de lei. 2 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 de lei. Perfect. 10.000 de lei. 10.000 de lei luăm din 1 miliard. Din 1 miliard. 100 de lei. Înseamnă că n-ați încheiat. Doamna, mă, la 100 de milioane de la biserici. De la biserici este 100 de mii de lei, așa a spus, nu? Dar atunci... E 1 miliard de 100 de milioane. Câte 450 de lei. Așa, rămân la băte de 2000 de lei, rămân la 80 de mii de lei. 90 de lei. 90 de lei rămân la acolo. La biserici. Și 100 de mii de lei. Total, total. Total, total. Dacă dă câte 2 ori, și rămâne câte 2 de milioane, Bine, dar cum solicitați? Trebuie solicitat. Păi ea nu o să facă nimic. Nu vezi cum e pe mână. Dar de ședință. De ședința e ca ordinată. Îmi face săptămâna care vine, modificăm și valoarea contractului. Și la o ședință faci cu o rectificare de bugetul. Și luăm de aici. Absolut. Și facem o ședință extraordinară. Dar nu, dar nu pot, dar nici pe trimestru. Absolut. Categoric, că dă-și nu o să funcționeze dacă nu o apuce. O să plece mai puțin și o să vină o școală de umbră acolo, așa. Păi la unești s-a desfințat, am rămas noi punctul de lucru părgărești și se înființează la Faraoană încă un punct de lucru și a fost solicitarea autorităților locale și a consilierilor. Deci gândiți-vă că unii solicită și noi îi pierdem dacă nu. Da, vă mulțumesc cu cea mai mare plăcere. Sigur că de facem Continuă. Da. Deci, dacă sunteți acum proiectul de hotărâre în acolo formă, cu amendamente propuse cu domnul Dorgoș. Domnul Dorgoș Vincențiu.
Cețiu Florin. Așa, noi susținem. Noi susținem. Da. El e inițiatorul. Nu, se pare nimeni nu e. Da, da. Cine a spus? Da, da. 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 Da, Articolul 1. Se acolo planul obiectivelor de investiții pentru anul 2007. Se duce conform anexei. Și anexa este așa. La construire cămin cultural Sat Babna pentru terminare. 225.000. Lucrări de extindere rețea electrică și de iluminat public în satul Nicorești, Pradu Aspetru Rareș, 800.000. Reabilitare și modernizare sistemului de iluminat public în comuna Fărgărești, 410.000 prin programul. Da. Ceea ce ați aprobat în ședința anterioară extraordinară. Servicii, întocmire proiect tehnic pentru extindere rețea electrică și de iluminat public în satul Nicorești, strada Petru Rareș, 33.000. Servicii, întocmire proiect tehnic pentru extindere rețea electrică și iluminat public, strada Candafirilor și Nicorești, strada Elemia Mobilă, 20.000. Servicii pentru măsurători topo și întocmire documentației cadastrală, inclusiv avizele necesare raportării pentru extinderea rețelei IPAE, cămin cultural în satul Bata, 22.000. La cămin la Varna trebuia... Da, am discutat asta de mai multe ori. Făcut alimentarea cu energie și la capacitatea ciupreiotică, capacitatea... Servicii de elaborare studiilor de teren pentru înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare, epurare ape uzate, comuna Fărgărești, 30.000. Servicii de expertiză tehnică pentru înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare, epurare, în comuna Fărgărești, 55.000. Servicii de elaborare a studiului de vizabilitate pentru înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare epurare, 135.000. De astea toate sunt atât de excedentul anului 2016 în funcție de realizările care mă speră. Sperăm să le și facem. Chiar vrem să le noi și facem. Noi ne-am propus acum în funcție și documentațiile sunt foarte... Durează foarte mult. Ați văzut și cu extinderea rețelei. De exemplu, chiar cât ajunge rețeaua de acolo până la... Care rețea? Din Părăuvorii asta. E altceva. Nu face parte din planul ăsta de investiții. Discutăm la diverse. Discutăm pe planul de investiții acum, da. Necesită foarte mult timp documentațiile. Și de asta ne-am întins foarte mult și cu extinderea rețelei. Așa? Dacă sunteți de acord. Cu planul de investiții pentru anul 2017. Mulțumesc frumos. Cel care a pus un produs pe ordinea de zi. Proiecte hotărâre privind completarea HCL 26/2015. Privind organizarea, administrarea și pagiștilor permanente, proprietate privată a Comunei Păsărești, se aprobă completarea anexei 2, respectiv lista pagiștilor făcute pentru închidiere, aflate în domeniul privat al Comunei Păsărești, loturile 1, 14, 15, 16 din hotărârea 20 din 26 martie 2015, modificată prin HCL 26 din 26/4/2015, după cum urmează. Lotul 1, număr bloc fizic 81, suprafață de 14,67 hectare, situat în satul Lugoviu, va fi destinat pășunatului ovinelor și caprinelor. Lotul 14, bloc fizic 5, în suprafață de 24,95 hectare, situat în satul Lugoviu, va fi destinat pășunatului ovinelor și caprinelor. Lotul 15, număr bloc fizic 17, în suprafață de 10,24 hectare, situat în sat Părâmbozii, va fi destinat pășunatului ovinelor și caprinelor. Și lotul 16, număr bloc fizic 62,
în suprafață de 12-26 hectare, situată în satul Nou Nicole, va fi destinat pășmatului vinelor și caprinelor. Celelalte prevederi ale hotărârii 20-2015 rămân neschimbate. Dacă sunteți de acord cu această completare a hotărârii, mulțumesc mult de tot. Avem în vedere că a fost amânat pentru ședința extraordinară de săptămâna viitoare, că solicitați să propuneți data la care va avea loc această ședință. Pentru săptămâna viitoare. Vă rugăm, dați-ne o dată, o zi, în care puteți veni. Joi, cam o jumătate și o punem. Dar poate să fii mai dimineață. Alo? O, care trece. Păi de aia, deci vor fi cele, va fi punctul amânat și cele trei puncte prin documentațiile, le-am vorbit, domnilor. Da? E la ședința de consiliu. Pentru de revoluție. Da. Sunteți de acord cu data de joi? Joi, la ora 9. Joi? 9, da? Da. Bun. Mulțumesc. Și acum, doamna primar, am rog ca să prezinte raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunității pentru anul 2016. Doamna contabilă, dacă vreți, rămâneți, nu-i problemă. Da, bine, mulțumesc. Am să citesc către raportul, nu? Da. Domnul viceprimar, domnul consilier, cred că nu mai doriți să citiți. Nu puteți să treceți. Dacă vreți, mai merge și la viere, aștept. Raportul primarului Comunei Părgărești privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Părgărești în anul 2016. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile articolului 63, alineatul 3, litera din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală republicată, primarul prezintă Consiliului Local în primul trimestru un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale pentru anul anterior. După cum știți, am preluat mandatul de primar al Comunei Părgărești pe data de 29 iunie 2016, hotărâtă să reprezint cât mai bine interesele și nevoile oamenilor, să transform comuna într-o localitate prosperă și modernă. Încă din campania electorală am afirmat să nu fac promisiuni irealizabile și că toată activitatea mea va avea ca priorități reclădirea unei administrații bazate pe respectarea legii, respectul față de cetățean, atragerea de finanțări europene, ca singură măsură care poate duce la dezvoltarea și modernizarea comunei noastre. Dar aceste lucruri nu se pot realiza în 6 luni de mandat. Pentru a duce la bun sfârșit ceea ce ne-am propus să realizăm, avem nevoie de răbdare, realism, de o gândire obiectivă și coerentă asupra marilor probleme cu care se confruntă comunitatea noastră. Pe sprijinul locuitorilor și nu în ultimul rând, pe sprijinul Consiliului Local în procesul administrativ de luare a deciziilor într-un mod democratic și legal. Principalul obiectiv al activității noastre este acela de a crea o administrație publică locală eficientă în folosul cetățeanului. Dezvoltarea comunei trebuie să se realizeze în mod echilibrat în toate cele 5 sate componente. Acesta este și motivul pentru care ne-am propus pentru anul 2017 actualizarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020, care să reflecte o gândire unitară pe termen mediu și lung de relansare și promovare a Comunei Părgărești în noul context european. Acest raport nu se dorește a fi o prezentare exclusivistă a activității desfășurate de administrație în anul 2016, respectiv primar în perioada iulie-decembrie 2016, ci reliefarea principalelor direcții în care am acționat pentru punerea în aplicare atribuțiilor ce îmi revin potrivit legii. Activitatea primarului s-a desfășurat în serviciul colectivității locale, în acord cu interesele generale ale Comunei Părgărești, pe baza atribuțiilor prevăzute în lege, respectând principiul transparenței decizionale. Activitatea primăriei a fost orientată în special înspre îndeplinirea obiectivelor stabilite
de administrația publică locală a comunei noastre, aplicarea hotărârilor Consiliului Local, respectarea obligațiilor și atribuțiilor stabilite de lege și de alte acte normative. Prin încurajarea și dezvoltarea unei implicări comunitare puternice s-a dorit dezvoltarea și asigurarea în cel mai înalt grad al calității vieții pentru locuitori și sectorul privat. Asigurarea unui mediu economic sigur și solid. Pentru toate acestea, ne-am întâlnit cu cetățenii într-un număr de 40 de întâlniri, am spus noi, cu reprezentanța în Consiliul Județean, cu Prefectura, Guvern și alte instituții de interes național sau județean. Îmi exprim încrederea că în anul 2017 va fi unul al transformărilor pozitive pentru comuna noastră, confirmând atât eforturile mele, cât și cele ale colegilor mei de a aduce comuna noastră la standarde europene. În spiritul transparenței și respectului față de cetățeni, principii care trebuie să guverneze administrația publică locală, redau mai jos, sintetic, activitatea desfășurată în anul 2016 pe domenii de activitate. Am să vă spun din toate domeniile câte puțin atunci, nu? Da, e bine așa. Super. Compartimentul financiar, contabilitate și resurse umane. Compartimentul taxe și impozite, că aici ne interesează mai mult pentru că aici avem... Pentru ameliorarea finanțelor publice au fost aplicate practici bugetare care au contribuit la creșterea transparenței fiscale, a eficienței operaționale și de alocarea cheltuielor bugetare, precum și la așezarea pe baze echitabile a impozitelor și taxelor locale ca principală sursă de finanțare a cheltuielor bugetului local. Politica fiscală în anul 2016 a fost o politică sănătoasă și prudentă, contribuind la obținerea de venituri care să asigure o redistribuire echitabilă a sarcinilor fiscale. În stabilirea politicii fiscale s-au avut în vedere realizarea anilor precedenți și prevederile codului fiscal. Impozitele și taxele locale au fost realizate în anul 2016 în procent de 80%. Aici, dacă doriți să vă spun pe categorii, vă spun cât au fost pe clădiri, impozite, taxe, pe clădiri, pe mijloace fixe și alte defalcate. Doriți, da? Reprezentând suma de 558.983 lei, repartizat astfel, impozit clădiri persoane fizice, 53.667 lei, impozit clădiri persoane juridice, 4.017 lei, impozit teren intravilan persoane fizice și juridice, 55.555 de lei, impozit teren extravilan persoane fizice și juridice, 44.430 lei. Impozit mijloace de transport, persoane fizice, 64.374 de lei. Impozit mijloace de transport, persoane juridice, 7.177 de lei. Venituri din concesiuni și închirieri, 94.774 de lei. Deci ne intră niște bani frumos, nu? Taxe timbru judiciar, 3.006 lei. Taxe autorizare, 5.611 lei. Alte impozite și taxe, 37.450 lei. Taxă timbru extrajudiciar, 389 de lei. Taxă timbru arhitect, 593 de lei. Taxe curente, 2.506 lei. Amenzi, circulație, 47.784 de lei. Alte amenzi, 16.607 lei. Taxă apărare civilă, 9.581 lei. Imputații, curtea de conturi, 1.000 de lei. Și salubritate, 110.441 de lei. La data de 31.12.2016, rămășițele reprezentau suma de 624.610 lei. Cele mai mari sume se înregistrau la amenzile de circulație, 85.682 de lei, alte amenzi, 233, aici ne vin la amenzi pentru cei care sunt plecați pe afară, prin țară. Da. Și care se încercați cu legea, ne vin, avem persoane care au... Se arată prin 3 milioane. Da, 10, are și 400 de milioane, parcă are ăla. Da, de la Timișoara, da. În fiecare săptămână, din aproape fiecare zi. Asta e minitez, asta e minitez. În fiecare săptămână. În fiecare
Fiecare să plătească cât e mult. Dar și la venit cu mult odată. Impozite auto, avem restanțe. Restanțe la impozitul auto, 110.838 lei. Impozit pe clădiri, persoane fizice și persoane juridice, 26.355 de lei. Impozitul pe teren intravilan, 40.000 de lei. Impozitul pe teren extravilan, 68.000 de lei. Iar rămășițele la taxe de salubritate sunt 37.269 de lei. Pe parcursul anului 2016 au fost luate în evidență un număr de 135 de autoturisme și a fost scoase din evidența fiscală un număr de 125 de autoturisme. S-au eliberat un număr de 49 de certificate fiscale pentru persoanele fizice și juridice. Așa. Precum știți că persoanele cu handicap, văduvele și veteranii de război sunt scutiți de unele impozite, la plata avem un număr de 40 de beneficiari. Pentru creșterea volumului încasărilor în cursul anului 2016 prin compartimentul de specialitate, acțiunile de colectare a impozitelor și taxele locale s-au intensificat, fiind luate următoarele măsuri. S-au transmis înștiințări de plată la un număr de 67 de persoane fizice și juridice și un număr de 49 de somații. Așa, ce să mai zic aici, să sunem aprobate. Consul local Părgărești în anul 2016, a, de fapt o spus doamna de buget, vă mai spun? De buget, care este așa. Da, astea ce, da. Mie spuneți? Explicam domnilor că toate aceste date sunt reflectate în execuția bugetară a lui 2016, pe care dânșii au aprobat-o în acest an. Să zic despre compartimentul agricol ceva, da? Susținerea activităților din agricultură a fost asigurată în primul rând prin intermediul compartimentului agricol și cadastrul funciar. Aceasta are ca priorități punerea în aplicare a legilor fondului funciar, precum și a legilor privind subvențiile acordate producătorilor agricoli. În 2016 au fost completate la zi registrele agricole pe suport de hârtie. Toate cele 53 de volume ale registrelor agricole au fost înregistrate 2548 poziții, din care 620 pentru străinași, 28 pentru persoane juridice și 1900 de gospodării persoane fizice. La capitolele privind evidența animalelor se regăsesc un număr de 346 capete bovine, 1241 ovine, 336 caprine, 179 porcine, 85 cabaline și 258 familii de albine. Au fost eliberate în anul 2016 aproximativ 2530 de adeverințe privind certificarea situației agricole, 22 de carnete de comercializare a produselor agricole, s-au realizat 282 de modificări în registrele agricole, atât pentru persoanele fizice cât și cele juridice, extrase de rol pentru prestații sociale, 689 de extrase, și s-au eliberat adeverințe pentru APIA, un număr de 73 de adeverințe. S-au întocmit și înregistrat în evidențele agricole un număr de 29 de contracte de arendă, persoane fizice și juridice, posesoare de terenuri agricole pe raze comunei Părgărești. S-au eliberat un număr de 72 de anexe 24 pentru deschiderea procedurii succesoriale, 258 de anexe 1 și 2 pentru succesiune, acte de vânzare, cumpărare, pentru OCPI, notar public. S-au întocmit un număr de 17 dosare pentru vânzarea terenurilor, conform legii 17/2014. În activitatea de fond funciar, datorită schimbărilor intervenite în administrația locală din luna iunie 2016, prilejuite de alegerile locale, s-a impus reorganizarea Comisiei Locale de Fond Funciar prin înlocuirea membrilor acesteia. Noua comisie a întocmit documentații pentru un număr de 6 persoane care au obținut prin ordinul prefectului dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care le dețin aferente caselor. Primăria Comunei Părgărești a colaborat cu OCPI Bacău, a demarat Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale pe raza comunei. Respectiv s-au început lucrări în satul Bacna
și s-au făcut măsurători la un număr de 144 de parcele. Urmă ca pe parcursul anului 2017 să se realizeze măsurători în toată comuna. Compartimentul urbanist și amenajarea teritorială. Gestionarea aspectelor de urbanism și dezvoltarea teritoriului s-a realizat în concordanță cu tendințele de dezvoltare economică, socială a comunei. Activitățile s-au derulat în baza planului urbanistic general. În anul 2016 au fost emise 11 autorizații de construire, în valoare totală de 5.696 lei, din care 9 pentru locuințe, 2 pentru anexe gospodărești. Au fost eliberate 26 de certificate de urbanism, contravaloarea certificatelor 439 de lei, din care 11 pentru locuințe, 6 pentru anexe gospodărești, 5 pentru operațiuni notariale, 17 certificate pentru lucrări, brașamente, energie electrică. Au fost încheiate 21 de procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor. Au fost eliberate 16 copii PUG în sumă totală de 512 lei. Venitul compartimentului respectiv a fost în sumă de 6.777 de lei. Despre mediu să vă mai zic. În anul 2016 s-au realizat lucrări de ecologizare în comuna Părgărești, care au constatat în toaletarea copacilor, transportul deșeurilor vegetale din zonele aflate în domeniu public, decolmatarea rigorilor de lungul drumului județean și a drumurilor comunale în zonele unde nu sunt gospodării ale cetățenilor. Au fost curățate și întreținute cele două părculețe din centrul satului Părgărești și satul Nou, s-au realizat lucrări de igienizare și curățare a fântânilor comunale și s-au dezinfectat bazinul de colectare a apei potabile din comuna Părgărești. Pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu, avem încheiat un contract de delegare a Serviciului de Salubritate, care este în curs de derulare cu firma Secero Prestesa, care preia săptămânal deșeurile menajere de la populație și societățile comerciale. Consider că starea mediului în comună este bună. Pe viitor, activitatea ce se va desfășura în sensul sporirii calității mediului, fiind aceea de conștientizare a populației pentru menținerea unui mediu curat, pentru colectarea selectivă a deșeurilor din comună și pentru reciclarea deșeurilor refolosibile. La bibliotecă, activitatea bibliotecii comunale, consolidarea și sprijinirea sistemului educațional și a celei de educație educaționale este un obiectiv continuu al administrației publice a comunei Părgărești. În cursul anului 2016 au fost sprijinite diverse activități educative prin implicarea și organizarea în colaborarea cu unitățile de învățământ. Biblioteca comunală a funcționat ca o adevărată bibliotecă, datorită și implementării programului Biblionet, lumea în biblioteca mea, care a atras un număr tot mai mare de cititori. În acest spațiu destinat cărții s-au realizat importante lucrări și dotări. Actualmente există un fond de carte diversificată de 7.407 volume, în valoare totală de 28.533 de lei, aceasta îmbogățindu-se de la an la an. Activitatea se desfășoară în condiții bune, în spații corespunzătoare, igienizate și bine încălzite. Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare atât pentru cheltuielile salariale ale bibliotecarului comunal, cât și pentru cheltuielile materiale. Da. Au fost eliberate unui număr de 378 de cititori, un număr de 3.664 de volume. În cadrul bibliotecii comunale, activitatea este diversă, prezentări de carte, activități legate de sărbătorile naționale, manifestări culturale, de tradiții. Tot în anul 2016, Biblioteca Comunală a avut parteneriat educațional cu școlile din satul Părgărești, cu următoarele titluri: Eu și familia mea, Culorile toamnei, Flori pentru mama și Iarna, magia bucuriei. În compartimentul de asistență socială, în anul 2016, s-au făcut activități de informare și consiliere despre drepturi și obligații specifice legislației.
Acest compartiment urmărește atenuarea factorilor de risc la care sunt expuse familiile, persoanele sărace, fără venit sau cu venituri foarte mici, copii, persoanele cu handicap, pensionari vârstnici și alte categorii sociale defavorizate, prin acordarea de consiliere și întocmirea documentației specifice necesare beneficiarilor de servicii sociale. Pentru realizarea măsurilor de protecție socială, de combaterea marginalizării sociale și de promovarea incluziunii sociale, compartimentul s-a ocupat de întocmirea acestor dosare în număr de alocații de stat, 55 de dosare, alocații complementare și de susținere, 250 de dosare, indemnizații creștere copil până la 2 ani, 23 de dosare, 27 de dosare pentru legea 416, unde s-a realizat și un număr de 60 de anchete. Acordarea ajutorului pentru încălzire cu lemne, cărbun și combustibil petrolier, persoanelor beneficiare de ajutor social, 27 de dosare și un număr de 567 de dosare altor categorii. Întocmirea anchetelor sociale privind situații sociomateriale a familiilor aparținând categoriilor defavorizate într-un număr de 835 de anchete. De asemenea, planuri de servicii pentru copiii care sunt în centre. Avem 15 cazuri, 23 de copii și 6 adulți instituționalizați în diferite centre specializate pe raza județului. În calitate de autoritate tutelară s-au realizat un număr de 106 anchete sociale la cererea instituțiilor abilitate și a cetățenilor. S-a distribuit ajutoare privind programul PEAD, 858 de beneficiari au fost în acest program. Dosare asistenți personal, 23 de dosare pentru indemnizații, 2 asistenți personal, 120 de persoane cu handicap gradul 1 și 3, s-au întocmit documentații pentru realizarea evenimentului Nunta de Aur, care au avut în 2016 doar 2 beneficiari, 2 cupluri. Tot în cadrul acestui compartiment își desfășoară activitatea și asistentul medical comunitar, a cărui coordonare profesională este asigurată de Direcția de Sănătate Publică, Bacău. În evidențele acestei compartiment sunt un număr de 1204 persoane, din care 18 nașteri, 18 bolnavi de diabet zaharat, 15 bolnavi de ciroză hepatică, 4 cu ulcer duodenal, 5 cu TBC, 8 cu boli psihice, iar restul cu diferite afecțiuni. Alte activități desfășurate de aparatul de specialitate, starea civilă. În anul 2016 au fost înregistrate acte de deces 35, acte naștere 7, acte căsătorii 20, transcriere acte stare civilă 10, rectificări în actele de stare civilă 2, documente privitoare la starea civilă 115 mențiuni, au fost eliberate 12 certificate de naștere, 33 de căsătorie și 35 de certificate de deces. În urma controlelor efectuate pe această linie de organele îndreptățite, nu au fost semnalate deficiențe. Compartimentul pentru situații de urgență. În anul 2016, în cadrul compartimentului SVSU, au fost întocmite la termen planurile pentru situații de urgență, respectiv planul de analiză și acoperire riscuri, planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluării accidentale, planul de antrenament privind codul portocaliu, planul de măsuri pentru perioada caniculară, precum și fișa localității al Serviciului Situații de Urgență. S-au realizat 92 de controle la populație, 7 la societăți comerciale, toate având scop reducerea numărului de incendii la gospodăriile populației. Sistemul de alarmare a populației de pe teritoriul comunei a fost verificat și întreținut în mod corespunzător. Pe partea protecției civilă și PSI s-au monitorizat și s-au asigurat permanența pe timpul situațiilor de urgență pe linie PSI în anul 2016. Prin grija Inspectoratului Județean pentru situații de urgență s-au asigurat tematicile de instruire și regulamentul de funcționare pe suport magnetic și echipa de voluntari, condus de șeful serviciului de voluntariat,
sub atenta coordonare a viceprimarului comunei. În compartimentul secretariat și relații cu publicul, totalul documentelor înregistrate în Registrul General de Intrări Ieșiri a corespondenței a fost de 7.538, din care 4.418 referate, rapoarte, alte documente administrative specifice, 415 adrese primite de la alte instituții și 2.205 situații statistice sau raportări, 500 de certificate de înregistrare fiscală care s-au eliberat. Referitor la audiență, putem afirma că acesta s-a desfășurat permanent, cu cetățenii fiind obișnuiți să intre în audiență la primar, viceprimar și la secretarul comunei, fără un program dinainte stabilit. În cea mai mare parte dintre problemele ridicate de cetățeni la audiență au fost date răspunsuri și soluții imediate. Desigur, au fost și situații speciale pentru care a fost nevoie de o documentare mai riguroasă. În aceste cazuri, răspunsurile au fost comunicate ulterior celor interesați prin scrisori în termenele impuse de lege. În ceea ce privește aplicarea legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, a fost adusă la cunoștință cetățenilor toate proiectele de hotărâri inițiate prin publicare la sediul primăriei. Relația cu Consiliul Local. Această activitate este condusă de doamna secretar. În anul 2016 au avut loc 17 ședințe ale Consiliului Local, respectiv 12 ședințe ordinare, 4 extraordinare și o ședință de îndată, în care au fost adoptate un număr de 76 de hotărâri ale Consiliului Local, inițiate de primarul comunei și a căror aplicare a condus la desfășurarea unei activități corespunzătoare în plan legislativ și executiv în comuna noastră. Dispoziția ale primarului. Potrivit legii administrației publice locale, primarul în exercitarea atribuțiilor sale emite dispoziții. Astfel, în cursul anului 2016 a fost emis un număr de 269 de dispoziții, în cea mai mare parte dispoziții emise cu privire la asistența socială. Atât hotărârile cât și dispozițiile au fost înaintate în vederea avizului de legalitate către instituția prefectului, aceste fiind obținute în totalitate. Compartimentul de distribuire a apei potabile. Activitatea desfășurată în anul 2016 în cadrul compartimentului de distribuire a apei potabile se prezintă astfel. La începutul anului 2016 s-au aflat în evidență 445 de locuințe racordate la rețeaua de apă potabilă, din care 285 de locuințe la Părăgăreș și 160 de locuințe la Părăuvorii. Pe parcursul anului s-au luat măsuri ca toți aceia care sunt branșați la apă să-și până apometre de exterior au fost sigilate, iar distribuirea a fost monitorizată, deoarece s-a constatat că cetățenii nu își plătesc la timp contravaloarea apei consumate. S-a constatat că la data de 30.06.2016, comuna Părgărești avea un debit de 160.424 de lei, datorie către CRAP pentru apa consumată. Pe parcursul anului 2016 s-a încasat suma de 120.052 de lei, reprezentând apa potabilă, persoane fizice și juridice, din care 109.000 lei debit curent, 6.544 rămășițe și 4.508 lei majorări. La sfârșitul anului 2016, comuna avea un debit de 136.542 de lei. Pentru a recupera aceste debite s-au trimis înștiințări, somații, s-au făcut proprii și s-au făcut debranșări de la rețeaua de apă potabilă. Deoarece sunt diferențe mari între consumul declarat de consumator și cel înregistrat de contoarele CRAP, s-a hotărât ca citirea apometrelor să se facă lunar pentru a putea stabili cât mai corect consumul de apă, pierderile de pe rețea sau consumul ilegal. Aici știți problemele pe care le-am avut cu apa de-a lungul acestei perioade. Vă pot spune că, pe data acum, la ora asta, avem un debit restant de 81.033 de lei. Zic eu că față de ce a fost, oricum, suntem la jumătate. Dar trebuie să insistăm pe acele contribuții, pentru că altfel nu avem cum să recuperăm. În dimineața asta, iar m-a sunat doamna director, i-a spus ce sumă avem de data. Azi atât aveam 1.000 de lei, foarte puțin. Deja suntem cu 20.000 de lei în urmă față de eșalonarea pe care o avem. Până în luna mai, noi ar trebui să terminăm cu eșalonarea pe care ne-o dați. Nu știu ce va urma, credeți-mă, chiar nu știu. Ați zis, m-ați întrebat atunci, deja noi
schimbăm 530 de metri linia, domnul Dorcuș a ieșit de rețea la Prăubolii, să vedem. Acum vor fi brașări noi, să sperăm că cei care au de achitat, nu că să sperăm, nu vor fi brașați, nu vor fi brașați, cei care, dar prea puțin sunt acolo, în zona aceea care n-au dat. În mare parte au cam dat și contribuția, doar câteva familii avem acolo. Partea de învățământ, e cam mult aici la învățământ, dar vă spun așa. Învățământ. În anul 2016, activitatea instructivă educativă s-a desfășurat pe baza prevederilor legii învățământului, hotărârilor de guvern, actelor normative elaborate de Ministerul Educației Naționale, ale Inspectoratului Județean Bacău, programele școlare, urmărindu-se reforma curriculară, cât și realizarea responsabilităților prevăzute în planul managerial. Consiliul de administrație, colectivele de cadre didactice de la școlile comune au transpus în practică prevederile programelor școlare, obținându-se rezultate bune în educarea elevilor. Din datele statistice înaintate Inspectoratului Județean Bacău, a rezultat un număr, Inspectoratul Școlar Județean, ca numărul elevilor cu rezultate foarte bune este în creștere, existând elevi cu rezultate medii la învățătură. Această situație s-a datorat pe de o parte influențelor vieții sociale, a scăderii interesului familiei pentru școală, dar și unor carențe privind utilizarea metodologiei didactice adecvate. Pregătirea elevilor au fost realizate de către personalul didactic, concretizându-se prin trei categorii de formă de activitate didactică educativă. Activități didactice educative în care corelațiile profesor-elev au fost realizate predominant la nivel frontal, lecție, oră, dirigenție. Activități didactice educative în care corelația profesor-elev au fost realizate predominant la nivelul grupului, activități opționale, consultații pe grupe și activități didactice educative în care corelația profesor-elev au fost realizate predominant la nivel individual, consultații individuale, studiu individual, elaborare de proiecte individuale. Statistic, la sfârșitul semestrului 1, procentul de promovabilitate a fost de 94,95% la nivelul școlilor comune. În satul Părgărești au fost 97,24%, școala satul nou 92,15%, școala Nicorești 94,95%. Învățământul preșcolar sunt înscriși 80 copii, înscriși 88 care au frecventat grădinița cu toții. Învățământul primar, clasă pregătitoare, clasa 4, elevi înscriși 152, plecați 0, veniți 2, rămași înscriși 154, promovați 154. Procent de promovabilitate aici 100% la învățământul primar. Învățământul gimnazial, elevi înscriși 165, plecați 2, veniți, rămași înscriși 163, veniți nici 1, promovați 147, corijenți 15, cu situații școlare neîncheiate un copil, procent de promovabilitate 90,18%. Total general clase pregătitoare și clasă până în clasa 8-a, numărul elevilor înscriși 317, înscriși 317 elevi, numărul elevilor plecați 2, veniți 2, numărul elevilor promovați 301, numărul elevilor corijenți 15, numărul elevilor cu situație școlară neîncheiată un copil, procent de promovabilitate 94,95%. Așa, ia să vedem activitatea aici, ce s-a făcut la nivel de școală. Sigur că și cadrele didactice au făcut diferite activități școlare. Activitatea lor s-a desfășurat conform planurilor manageriale. Au desfășurat, da, activități ca
distribuirea ajutoarelor cornul și lapte, laptele, distribuirea ajutoarelor pentru elevi de anul școlarului, rechizitele, s-au întocmit dosare conform legii pentru burse, s-au încheiat parteneriate privind activități, Ziua Europeană a Limbilor, Ziua Mondială a Educației, Anotimpuri în Sunet, Culoare și Cuvânt, Ziua Sportului, Mândru că sunt român, promovarea dezvoltării personalității elevilor prin educație și formare morală și civică. Teatrul de Păpuș București a fost la școala Satul Nou, organizat domnul director Barna. Să nu uităm pe Eminescu, să nu uităm pe Eminescu. Biblioteca Oază de Lumină, școala, fiecare școală a organizat activități privind școala. Au continuat activitățile de colectare a materialelor pentru apariția revistei școlii Suflet de Copil, în curs de apariție numărul 11. Activitatea de perfecționare. Activitatea de perfecționare metodică s-a desfășurat în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, comisiile dirigenților, concretizându-se în referate, lecții demonstrative, studiu individual. Fiecare cadru didactic a participat la fel și fel de cursuri pentru care au primit fel și fel de diplome. Da, așa e. Aici la procurare. Ce au făcut ei aici în banii? Da. Baza didactică. Căutam aici. Menținerea și îmbogățirea bazei didactico-materiale au fost obiective ale conducerii școlii. Pentru învățământul preșcolar, fiecare grupă și-a procurat jucării diverse din fonduri alocate de școală. Pentru 2.000 de lei, fiecare grupă. În total, 12.000 de lei. S-au procurat tonele pentru fiecare unitate școlară, câte un videoproiector, un laptop, un ecran, un suport pentru fiecare unitate școlară. Din banii pe care eu am repartizat. Asigurarea necesarului de manuale școlare, asigurarea combustibilului necesar pentru sezonul rece. S-au procurat documentele școlare la timp și anume, cataloage, condiști de prezență, carnete de elev, registre. În perioada sezonului rece, salile de clasă au fost încălzite în mod corespunzător și continuă să fie încălzite. Au fost reparate mobilierul școlar, bănci, scaune, s-au înlocuit unele sisteme de închidere și deschidere la uși, s-au confecționat și fixat inscripțiile la clasă, s-au vitanjat WC-urile. Menținerea funcționalității sistemelor de supraveghere video pentru interior, holul și exterior în toate cele trei unități școlare. Completarea geamurilor lipsă la școli, achiziționare de materiale necesare bunei funcționare a centralelor termice, repararea lampriului la școlile din comună, efectuarea curățenii interiorului centralei termice, să-l despor camere, școli, lapte, școala satelor și aceleași unități școlare, amenajarea intrării, procurarea de materiale sportive în valoare de 9.000 de lei, refacerea gardului din fața școlii Satul Nou. Fondurile au fost de la Consiliul Local, 15.000 de lei. Amenajări sunt pentru corn, lapte, mere, amenajarea arhivei au făcut, procurarea de materiale necesare, efectuării igienizării anuale, verificarea tuturor calculatoarele din toate unitățile școlare, verificarea instalației electrice, curățarea coșurilor de fum, procurarea de stingătoare. Oricum și școlile au, în perioada următoare, trebuie să facă acele planuri privind securitatea la incendiu. Bisericile. Cel mai de preț suport spiritual al cetățeanului, biserica aceasta a avut și are un rol deosebit în viața omului. În cele 5 sate ale comunei cetățenii aparțin cultelor religioase ortodoxe, romano-catolice și biserica adventistă de ziua 7-a. Consiliul local a sprijinit și va sprijini în continuare activitatea cultelor din comunea noastră. Astfel, în anul 2016, Consiliul local a repartizat suma de 95.202 lei din bugetul local tuturor reprezentanților care au depus cereri la primărie
în acest sens. Respectiv, la parohia ortodoxă din satul Porumbochii a fost alocat suma de 15.300 lei pentru clopot la cimitir, vopsea pentru picturi interioare a bisericii și vopsea grunt și duloan pentru casa parohială. La parohia romano-catolică din sat Părgărești a fost alocată suma de 20.000 de lei pentru întâmplăria PVC la biserică. La parohia romano-catolică din satul nostru a alocat suma de 19.902 lei pentru achiziționarea cu ce justificări au venit și achiziționarea de gresie și candelabru pentru așa. La biserica din sat Nicorești s-a acordat suma de 20.000 de lei pentru repararea fațadei bisericii. La parohia din sat Bagna s-a alocat suma de 20.000 de lei pentru portosel și placaje. Poliția. Pentru menținerea ordinii și siguranței publice reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse și al activităților desfășurate de către Poliția Română pentru protejarea și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, funcționarea normală a instituțiilor statului, a normelor de conduită civică, a regulilor de conviețuire socială, a celorlalte valori supreme, precum și a avutului public și privat. În acest sens, lucrătorii postului de poliție în cursul anului 2016 au desfășurat activități de patrulare, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, acționând în special pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică a cetățenilor de pe raza comunei noastre, pentru prevenirea și descoperirea faptelor antisociale, identificarea problemelor din domeniul ordinii și siguranței publice cu care se confruntă cetățenii și stabilirea unor modalități de rezolvare a parteneriatului cu acestea. Asigurarea unei intervenții eficiente la evenimentele semnalate, creșterea autorității lucrătorilor de poliție și îmbunătățirea imaginii poliției în rândul populației. Lucrătorii postului de poliție, în baza analizei situației operative și a planurilor de măsuri existente, au participat la un număr de 48 de acțiuni, din care 3 cu efective mărite, 10 controle pe linia sistemelor de fază, economice, judiciare, fiind constatate un număr de 9 infracțiuni, 1 de natură judiciară și 8 la regimul circulației. Au fost aplicate un număr de 143 de contravenții în valoare de 148.300 lei, au fost reținute 12 permise de conducere în vederea suspendării și 2 certificate de matriculare pentru diferite defecțiuni ale autovehiculelor. Cu privire la punctul de conduri necunoscuți în perioada analizată, au fost înregistrate un număr de 108 infracțiuni, din care au fost soluționate prin identificarea autorilor 61 la număr, iar 2 au rămas în lucru. În perioada anului 2016, lucrătorii postului de poliție au intervenit la 43 de evenimente sesizate prin apelul unic de urgență 112, au aplanat 5 stări conflictuale, au executat un număr de 34 de mandate de aducere, un mandat de executare a lucrătorii și au înregistrat și soluționat 31 de petiții ale cetățenilor. În perioada anului 2016 s-au înregistrat la nivelul postului de poliție un număr de 2 accidente rutiere care s-au soldat cu accidente ușoare și cu pagube materiale. Având în vedere evoluția situației operative din zona de responsabilitate, rezultă că faptele antisociale îndreptate contra persoanei, patrimoniului, asupra integrității corporale a persoanei, actele de tulburare a ordinii și liniștii publice, infracțiunile de natură economică, se mențin la un nivel scăzut, comparativ cu celelalte posturi de poliție limitrofe comunei. În anul 2016 s-a avut în vedere asigurarea mai eficientă a fazei la nivelul comunei, prin aducerea unor îmbunătățiri la sistemul de supraveghere video, stradal și extinderea acesteia. Obiective investiționale realizate în anul 2016. Obiectivele investiționale cuprinse în planul anual de investiții și în programul de achiziții au fost lucrări de balastrare și întreținere drumuri comunale și sătești, construire cămin cultural Bahna, unde continuăm lucrările, lucrări de reabilitare, igienizare și de colmatare fântâni, lucrări de igienizare, birou primar, secretar, viceprimar și secretariat la nivelul primăriei,
serviciu pentru întreținere și reparații, iluminat public în comună, lucrări de refacere și amenajare a șanțurilor de scurgere a apelor pluviale ce aparțin drumurilor comunale și sătești și extindere la rețea electrică care o facem și continuăm pentru strada Petru Rareș. Nu mai era undeva, dar n-am menționat, cred că la resursa umane, după cum știți că s-au încadrat 4 persoane, la taxe și impozite 2 persoane, un muncitor la, zicem noi, la serviciu de apă și la secretariat o persoană. Am încercat în prezentul raport să redau imaginea reală a situației sociale, economice și de mediu a comunei și progresele înregistrate pe parcursul anului 2016. Fondul funciar reprezintă principala resursă naturală a comunei, care valorificată, corespunzător, ar reprezenta baza dezvoltării economice a comunei noastre. Extinderea pe o suprafață semnificativă a pășunilor, fănețelor, favorizează creșterea animalelor și practicarea zootehniei. În acest sens, există o preocupare deosebită din partea noastră pentru informarea eficientă a agricultorilor, crescătorilor de animale, potențial viitor fermier de pe raza comunei, pentru a accesa fonduri europene nerambursabile în cadrul PNDR, proiecte ce permită înființarea fermelor agricole. Atragerea fondurilor europene în comuna noastră contribuie decisiv la progresul socioeconomic prin creșterea veniturilor noi, locuri de muncă, crearea unei rețele de desfacere a produselor agricole. Deși situația financiară la nivel național, în condițiile recesiunii economice la nivel mondial, nu a fost una dintre cele mai favorabile în comuna noastră. Printr-o puternică implicare a conducerii administrației locale, s-a reușit continuarea investițiilor demarate în anii anteriori, precum și deschiderea de noi investiții strategice pentru comunitate. Nu putem afirma că obiectivele noastre au fost atinse integral, pentru că permanent ne dorim mai mult pentru Părgărești, mai mult pentru cetățenii noștri și în acest sens ne oferim întreaga energie. Dar consider că ne putem declara mulțumiți de activitatea desfășurată și în acest an 2016, mai ales având în vedere condițiile socioeconomice în care ne-am desfășurat activitatea. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit cu propuneri constructive și mă bazez pe aceeași colaborare fructuoasă și în acest an 2017. Vă mulțumesc din suflet și sper să facem mult mai multe lucruri în folosul comunității noastre. Doamna, ați legat de familia Boris Marian, dacă nu? Am reușit să colectez suma de 520 de RON și o promisiune de reșesaj de ciment. Dar cred că o să cumpăr ciment de pe toți bani și nu o să le dau bani. Și o să le cumpăr. Da. Cred că e cea mai bună. Vă pot informa pe toți consilieri. Deja noi am dus acolo 2 mașini de balastru, că am zis din partea autorității locale. Fondurile ne sunt limitate, trebuie justificări, trebuie. Așa că am dus 2 mașini de balastru. Din ce știu eu, pentru că s-a colectat și de Satul Nou, la biserică, am înțeles de la părintele 3.000 de lei. Am discutat cu dânsul ca cu acea sumă să se cumpere PCA-ul pentru pereți. Dacă dumneavoastră ziceți că ați făcut și veți face această donație, atunci se va cumpăra cimentul. Eu știu și poate... Da, 500 de lei. Așa. Ciment sau și ce mai trebuie? Dumneavoastră, conducători, știți mai bine? Fierul, da. Da, familia în Satul Nou, Boris Marian. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Sunteți de acord și cu materialul și cu raportul meu? Se supune la vot? Da. Nu știu. Da? Așa? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați participat. Vă mulțumesc că ați aprobat toate proiectele. Și încheiem ședința noastră. Nu. Propunem întâi președintele ședință pentru următoarele ședințe. Doamna Putucaru. Doamna Putucaru. Doamna Putucaru. Doamna Putucaru. Propunem. Propunem președintele pentru următoarele 3 luni. A propus domnul Dășnaru Micu. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Mulțumesc. Acum vă rog să faceți propuneri pentru Comisia de Preluare a Tărâmului de la Satul Nou.
Consiliul de la satul. Din partea, da. Deci cred, domnul Lenghe, domnul Vegenaru. Domnul Tom a zis că până pe data de 25 februarie trebuia să vină cu toate alte gardine. Trebuie să predeie când? Până pe 25 februarie. Era zis? Domnul Toma nu poate că a primit până din. Nu, de la judecătorii, deci hotărârea judecătorească trebuia. Da, deci a rămas definitivă pe 1 a 2017, iar nouă ne-a legalizat-o pe 8 a 3 a 2016. Eu am zis de la ședința următoare, da? Că în ședința aceasta avem face propuneri pentru comisie. Trebuia să treacă perioada de contestare. Nu vine sentința albă, dar am primit o sentință fără acea legalizare, da? Da. Deci nu domnul Toma stabilește anumite. Nu, deci le stabilește nu era impus că până atunci trebuia să plece la primărie. Nu trebuia, că nu scrie aici. Știți pentru ce ești? El așa v-a zis, da. Știți pentru ce s-a judecat primăria cu asociația Casa de Piatră? Nu, vedeți? Adică știți, ba da, procesul este de câțiva ani, da? De când a fost dată hotărârea de Consiliu pentru preluarea căminului cultural în 2013, da? Și ei și-au introdus acest obiectiv în patrimoniul lor în mod ilegal, da? Și i-au solicitat a fost noi ca să ne anuleze. Da, dar acum am zis. Să aveau fundația, mă înțeles, Casa de Piatră, aveau fundația. Păi dacă prin fundația au dat judecata asociația, da, ca să ne anuleze nouă această hotărâre. Deci aveți propuneri, faceți propuneri. Și de la satul nou, domnule Elie. Domnul Lege, nu e numai decât de la sală. Dar toți știți de căminul. Deci comisia trebuie ca să aibă un număr impar. Este automat imperios necesar ca să facă persoane din aparatul de specialitate al primarului. Și atunci va fi din partea primării, dacă ați făcut trei propuneri, din partea doamnei primar, să spun doamna contabilă și cu doamna Negri Nicoleta sau domnul Mihai, la care este tot în cadrul compartimentului. Dar dânsa va stabili ulterior. Deci, din partea Consiliului Local, domnul Lenghe, domnul Bejenac și domnul Botor, da? Da. Bine, vă mulțumesc. Deci nu prea știm cu ce să mai ajută acolo. Să facem un proces să mai ajută. De data asta va fi făcut așa cum trebuie. Să facem un proces. Trebuie să facem procedurile de predare prin mine, ca după aceea să începem documentație. Trebuie să intamurăm terenul, clădirea și după aceea să facem proiectul pentru reabilitare. O să fie de durată, da? O să facem. Da. Încheiem ședința noastră de azi. Vă mulțumim pentru participare. Mulțumim și noi. Sănătate și mai bine. Și ne vedem joi, da? Vă rog din suflet, veniți, pentru că avem nevoie. Avem